Salut, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod din Carera cu Florinel Coman. Este un episod special pentru că ne-am calificat cu Naționala României la Euro 2024 și vom juca Europeanul cu Coman la echipa națională. A fost un sezon de vis la FCSB, poate va fi și la Națională un campionat de amintit. Încercăm să facem performanțe cât mai mari cu România. Până să intrăm în pâine cu grupa de la Euro, nu uitați că aveți în descriere 3 link-uri către site-ul neba.com, de unde puteți cumpăra tot felul de jocuri digitale, inclusiv EA FC 24 pe PC și Xbox, cât și gift card-uri pentru console, FC 24 points pentru pachete pe Ultimate Team și multe alte jocuri disponibile aici pe site la cele mai bune prețuri. 3 link-uri principale, inclusiv acesta către zona de EA FC 24, se află pe primele rânduri din descriere. Și la capătul acestui sezon e o grupă de foc. România, Belgia, Norvegia și Cehia. Doamne, teribil! Va fi foarte complicat. O să ne uităm puțin peste stats-urile lui Coman din acest sezon, că n-am făcut asta data trecută. A fost de 11 ori în echipa săptămânii, de 4 ori jucătorul lunii, normal jucătorul anului, și a dat mai puțin de 28 de goluri și 14 pase de gol în 49 de apariții. Este un jucător care a avut formă la nota 9 medie. Inter Milano a jucat finala Champions League cu Borussia Dortmund. Cum s-a întâmplat asta? Câștigă cei de la Inter cu 2-1, Martinez înscrie și aduce trofeul Champions League din nou la Inter. Este o dită mai performanță cu Sporting fiind câștigătoarea Conference League. Deci niște rezultate surprinzătoare la nivel de club pe plan european. Oare ce se va întâmpla la acest Euro cu echipele naționale? Norvegia prima adversară, Cehia și după aia începe practic sezonul 2. Like acolo dacă ești român, mă, și subscribe normal dacă ții cu echipa națională. Ca să batem Norvegia trebuie să dăm totul. Nu știu dacă putem să-i batem pe Haaland și compania, cert e că ne vom strădui să o facem. Florinel e în cărți, preferatul lui Edi Iordănescu și la 78, probabil cea mai mare calitate din echipă este, într-adevăr. Radu în poartă, Ganea, Drăgușin, Nedelcearu și Manea pe linia de fund, Boloca cu Marin, Coman, Maxim și Man cu Munteanu atacant. Și meci la campionatul european, ce va fi aici? O să-l controlăm doar pe Coman, luptăm pentru România, mă! Data trecută am luat roșu, dar s-a dus într-un amical, uite-l pe Haaland. Mamă, ce adversar! Deci ne batem cu cei mai grei dintre cei grei. Nu se putea altfel. România are o grupă foarte complicată și trebuie să driblăm bine 30% din dăți. Ok, o să facem pe asta așa. Da, e o nimica tată să dribleze o dată din 3 cu succes Florinel Coman. Echipa Norvegiei clară l-are pe Haaland acolo. Odegaard de capitan. Cei mai tari jucători de Premier League sunt acolo. E echipă bazată, echipa tinerilor momentului, dar și noi, mă, suntem aici să luptăm pentru România cu Ganea și Coman, partea FCSB-ului. Coman o scoate la Boloca, Boloca din power shot, e heads, penalti pentru România, în sfârșit, mă, heads-urile de partea noastră, îi sparge Boloca ceasul adversarului norvegian. Iar arbitrul de această dată, solistul Minculescu, trupe Iris, este omul care ne dă penalti. Bate Alexandru Maxim, freza făcută, tehnica la locul ei. Maxim cu scărița, nu ți-e bărușire? Tâlhar până la capăt, Maxim cu floricele până și de la 11 metri. El a dat scăriță și apără portarul lor. Doamne, România marca la european și om a vrut scăriță. Coman, power shot, minge scoasă de Solbakken. Incredibil. Și oportunitate am avut încă una. Tot aici. Pentru șuturile lui Florinel, voleul lui Florinel. Minge din nou respinsă cu succes. Coman centrând aici, dar n-a urmărit nimeni. Haaland, doamne, ne-a năucit. Dar Manea revine și câștigă cele din urmă. Degeaba, Haaland, că n-a dai de Manea și de CFR Premier League. Ganea urcă, e Munteanu. Florinel bine plasat. Munteanu îi dă lui Florinel în cele din urmă. Mușcăm tot cu Munteanu și plecăm aici pe culoar. Hai Munteanu, hai tată.
Florinel din farfecă astea. Drăgușir, grijă! Haaland îl deposedează, dar după nu știe ce să facă cu ea. Bravo, mă, băieți. Hai, Manea. Plecăm cu Manea și compania. Coman lansat aici, dar stateți. Și soliți rău de tot, ne e greu în acest moment. O, Munteanu. Bine. Coman cu capul mai departe la Alexandru Maxim. Maxim cu stângul. Bine, România. România joacă fotbal la pauză 0-0. Cum era să avem avantajul, nu putem uita penaltiul lui Maxim, care n-a fost ratat pentru că a apărat portar. A vrut el scărița, a zis că îl păcălește. Se încălzesc ai noștri acolo, gata să intre probabil Olimpiu Moruțan, Mihailă și cine știe ce alți jucători care au făcut un sezon bun și au prins campionatul european. Haaland, nu, bine băieți, bine și Coman să protejeze, nu așa, pus-o pe tavă. Bă, suntem ultimii. Odegaard ne dă gol după ce Ganea îi pasează. Nu trebuie așa. Dar a înțeles Ganea că vrea Coman mingea în aer, nu știu ce a înțeles. A înțeles prost rău de tot pentru că i-a pasatul Odegaard, care n-a ezitat, a dat din voleu. Nici o schimbare încă în tabăra noastră, deși nu merge nimic, e Seman, intră Stanciu. Medelcearu. Lungă. Florinel aici. Florinel deschide frumos. E Cristi Ganea. 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 Centrează Ganea pe portar. Dar aveți șansă. Gol. Gol în România. Ce greșeală de portar. 1-1 cu Norvegia. Uite ce gafă fac și ei. Portarul norvegian. Care a scos penaltiul lui Maxim. De data asta respinge extrem de prost. Vine Munteanu și profită. Ganea știut el ce face. Ia uite, era la pământ. Munteanu are prin planul 1-1. România rezistă. Doar un punct. Parcă se putea mai bine. Manea, nu mai e timp. Se fluier. 1-1 cu Norvegia. Parcă i-am fi putut bate că n-au strălucit. Mai avem cu Cehia și Belgia. Probabil grupa va rămâne deschisă după acest egal. Punctul ăsta poate cântări mult. Dar trebuie să batem Cehia. Dacă nu batem Cehia, n-am făcut nimic. Vestiarul României, liniște și pace și Elias Haralambus a venit și el în vizită. FCSB-ul are portițe peste tot. A venit Haralambus. Ce face Edi? Probabil a fost presiunea lui Gigi Becali pe Iordănescu, care a vrut neapărat Becali să fie ascultat de selecționer și l-a trimis pe al lui, l-a trimis pe Haralambus. Și e meciul cu Cehia, care a bătut pe Belgia. Puh. Batem noi pe Cehia, Belgia bate Norvegia și după aia e jale. În alte grupe, Suedia, Danemarca, Anglia și Irlanda, cu 3 puncte Anglia care va juca cu Irlanda și trebuie să spere că Suedia scoate ceva cu Danemarca. Olanda și Germania domină grupa B, Croația, să vedem dacă va putea să treacă de Germania. Va fi Germania-Olanda, deci ar putea avea câștig de cauză. Spania prima, Franța mare de jucat, oricum niște echipe mari care pot avansa. Inclusiv România poate. Este acum Ianis Hagi în centru, fisul lui Tasu, așa da. Pașcanu cu Nedelcearu, Drăgușina a jucat super bine. Borza pe stânga loc de Ganea. Și Rațiu. Mamă, Ianis. Așa da, Maxim în 2024. Haralambus s-a băgat bine. Hložek. Provot. A început Cehia cu posesia. Lojeco joacă cu Barak, e Boloca atent, Boloca se luptă, bine, Boloca, excelent. O, oh, Florinel, se descurcă Coman, spre man, acest balon. Haide, Denis, Boloca din nou, hai Boloca. E o pasă bună la Munteanu, Coman, șutul lui Coman. Uite, Pavlenka apără. Coman, poate marca la acest european, ne-am făcut loc bine acolo. Bă, dar ce bine jucăm, incredibil. Ianis, Munteanu, pe lângă poartă. Șut solid al numărului 9 al naționalei. Oh, ce viteză. Lojek. E din nou Barak, Linger, Barak. Oh, wow, ce șut. Învins Radu de un șut în forța lui Barak. Ce mai de comentat, România e din nou condusă. Borza, e muntele. Munteanu. Hai că și Ianis, Boloca și el.
Cere Coman. Coman în centru. Coman pentru Munteanu, am vrut. Ah, luată mingea aia de fundașilor. Denis Man. Man are variante. Îl aștă Florinel. Primește Florinel. Scoate Pavlenka. Ce paradă. Uluitor Pavlenka la faza asta. Cerni. Nu așa. Grijă la adversar. Baracral. Aoleu. Aici chiar am fost făcuți praf de cehi. Ia uite cum trec fără nicio problemă. Kral e singur. Ce să facă Radu? Este Man, intră din nou Stanciu. De data asta avem nevoie de două goluri ca să rămânem în viață în acest european. Sau să sperăm că merg cehii brici dacă ne bat. E greu. Hai să vedem ce putem să mai scoatem. Ocazii ne mai facem sigur. Coman joacă bine. A driblat frumos aici. Mingea lui Florinel spre Ianis. Ianis continuă cu Munteanu. Coman a urcat Borza. Haide băieți. Stanciu. Ianis, Borza. Fotbal! Ce gol! România marchează prin Florinel după o fază minunată de pas. A fost o fază senzațională. Numai triunghiuri. Am jucat fotbal. Centrarea slabă, Nedelcearu, bine. Coman pe contraatac. Coman trece, du-te Coman. Florinel senzațional la această fază. Are parte de ajutor. Coman cu pasa noastră, Stanciule. Vine Boloca, trage Boloca. E gol, e gol pentru România. Și era tare Stanciu, dar după aia Boloca, care rupe la acest european. Trage ca din tun, este 2-2 în acest meci. Foarte frumos, șutul numărului 30. Ho-ho, ce l-a vis pe Pavlenka. 2-2. Mai sunt 10 minute. Încă s-ar putea întâmpla orice. Cum ar fi să luăm cele 3 puncte? Kral. Ce trec minutele. Bine, mă. Hai, Rațiule. Provoc centrând Pașcanu și noi cu capul. Da, Marine. O dăm mai departe la Stanciu. Ianis. Nu, Ianis, nu călcâie de astea la 2-2. Nebunesc. Deci playmakerul național e mereu nebun. Oricine ar fi. O ultima șansă. Nu fluiera. Mingea spre Munteanu. Ianis, Agi. Nu, spate, Ianis. Aoleu, nu mai era timp. Trebuia să atacăm direct pe poartă. 2-2, salvăm iarăși un punct. Iar am fost conduși și revenim. Totul se joacă cu Belgia. Și probabil cea mai grea adversară din grupă. Belgia, care echipă, măcar, iată că n-am fost învinși, e clasicul naționalei. Poate un egal la Belgia cu Norvegia ar fi ideal. Belgia a bătut pe Norvegia, lucru care simplifică grupa noastră. Trebuie să batem Belgia ca să obținem calificare. Nu există alt rezultat. În caz de egalitate va trece Belgia. Ori batem, ori mergem acasă, e meci direct eliminatoriu. Și ajungem la finalul primului sezon cu Coman. Am fost în grupele Conference, primi în Superliga României. Și în momentul să ne decidem dacă rămânem sau nu, este posibilitatea Arabiei Saudite. 28.000 de euro salariu săptămânal pentru Florinel Alahli, Colecu, Firmino, Marez. Ar mai fi și alte echipe, Charlton, Rakov și Aberdeen, Troa, Ankaragucu cu Olimpiu Moroțan, sau să rămânem la FCSB. Și vom fi loiali și în următorul sezon. Trebuie să încercăm să ajungem în grupele Champions League cu FCSB, după care, cu siguranță, vara viitoare ne transferăm, plecăm de la această echipă, ne renuim contractul să încercăm să ajungem în Champions League. Dacă nu vom face, se va duce un sezon din cariera lui Coman. Dar de când la arabi, chiar dacă lua banii, preferă să facă performanță. Deci refuză arabi Florinel Coman pentru a semna acest contract cu FCSB încă un an cu un salariu bun, 13.600 de euro pe săptămână. Chiar timpul campaniei cu naționala a trebuit să semneze Coman. Totul sau nimic contra Belgiei cu echipa națională. Ce nume greu trebuie să batem să accedem mai departe la Euro. Dar asta este situația.
Am ajuns departe, Coman destul de obosit. Va încerca să conteze în acest meci, a jucat toate minutele. Rusii intră la centru, ne baricadăm practic. Burcă cu Drăgușin, mai bine. E o echipă mai defensivă. Dar revine Maxim. Nu e chiar ce ne doream, sincer să fiu. România au venit să susțină naționala la Euro. Germania plină de români. E o atmosferă care facilitează calificarea. E open, da, pericol. Drăgușin e super atent. Drăgușin și Boloca stelar la echipa națională. Man, Coman are culoare aici. Coman nu trece de TAT. Wow, cum ar fi fost? Încercați să-l destabilizăm acolo. De Bruyne pasează frumos la Tresor. De Bruyne e izolat acolo în flancul stâng. Onana. Bravo a Ioani. Da, mă. Ganea, mai departe la Florinel Coman. O să încercăm cu Coman o cursă, dar e greu, e rapid, rău, Meunier. Culmea, Meunier are super viteză, nu-l putem dribla. Obținem un out. Piept aici la Ganea. Spații. Rus, continuă Coman cu Munteanu. Mereu protejează Munteanu, Calibec. Rus n-are control, e un fundaș. Măcar dacă băgăm 5 fundași. Dar Edi Iordănescu vrea neapărat 4-2-3-1. Ia uite-l pe De Bruyne ce vrea. Și Ganea aproape cocomite. Jucător de viteză, Luke Bacchio. Openda, Tresor. Oh, Ioani! Nu se poate! O scoate Ioani. N-ai cum. E cea mai frumoasă parada a României. Tresor oprit de Coman. Nu trece și de De Bruyne, Coman. Erau doi. N-aveam opțiune de pas. Sare din Luke Bacchio. Vine tot Coman. Ce șoacă Coman pe apărare. Munteanu. Hai în față. Bine aici. Maxim. Încercăm cu Maxim. Continuă la Man. Hai de Man. Denis. La Maxim. Călcâiul lui Maxim. Denis. Man. Man cu pasa. Coman. E acolo. Este. Ușuta lui Ganea în blocaj. Nu scriem. Ce aproape am fost. E șansa noastră cu Gane. Minge spre Gane. Trimite la Maxim. Vine Coman. Munteanu. Bară. A vrut el să trag. Am cerut o pasă. N-am primit mingea. Bară pentru România. Foarte aproape totuși Munteanu. Tresor. Openda. Scoate a Ioani. Îngerul păzitor al României. De asta l-a băgat pe Ioani Iordănescu. Scoate tot. Marin, cursa lui Florinel e sigur și ultima, că nu mai duce. Trebuie ajutat Coman. Urca ai noștri. Coman trimite la bătaie pentru Munteanu. Dă cu capul, Man. Denis Man. Man pentru Florinel. E gol România. Florinel Coman. Până la urmă el dă golul. Siul lui Florinel. Ia uite-ne. Aproape de fazele eliminatorii de la Euro 2024. Contra-atac, școală. Munteanu a dat și el cu capul, Man. Altceva. Haide. Nu se dă drumul la minge acolo. Abia acum Denis Man. Hai Man, cu centrarea. Coman apare aici. Continuă cu Staciu. Staciu scoate Courtois, era golul calificării. Haide, trebuie să ținem aici. Vine Florinel, e out. Și aici trebuie să-și cântă meci. Rămâne acolo Coman. Schimbare la noi. Iese Ganea. Bate Coman. Cred că avem ajutor aici. Rus. Florinel. Omul care o ține la colțul terenului. Nu mai e timp pe trei. Da mă, da. Coman trage acolo. Aproape să-l învigă chiar pe Thibaut Courtois. România merge mai departe. Am scos Belgia și probabil și Norvegia. Ultima aici pentru Coman. N-a avut ce să-i mai facă. Calificare! România se califică. Un european de amintit. În sfârșit trecem de o grupă la un turneu final. Ce luptă și cu golul lui Coman se obține calificarea asta. Mamă, dar l-am jucat pe Coman până n-am mai putut. Mă mir că nu s-a accentat, că a dus. Va fi intervievat probabil Florinel după performanța asta. E omul care
E în prim planul fotbalului european. Belgia trimisă la plimbare ca la campionatul mondial. S-a terminat cu toată generația lor. De Bruyne poate ultimul turneu și l-a trimis Florinel la plimbare. Și vom întâlni Spania. Am trecut de pe primul loc de grupa noastră. Ia uite, România prima în grupă. Și a trecut și Norvegia. I-a bătut pe Cehia Norvegia și au trecut golaveraj identic. Victorie meciul direct. Norvegia joacă cu Franța, Suedia a pierdut cu Croația. Deci în acest moment sunt sferturile Euro. România, Spania, Olanda cu Anglia. Spania pare ca în bombă oricum în sferturile Euro. Deja am dus steagul departe. Iannis intră, Borza, Drăgușine, Delcearu și Rațiu, Boloca cu Marin, împotriva super echipei Spaniei. Este Furia Roja. Cu atâția tineri de mare amvergură va fi foarte greu. Ei, Carvajal! Bă, ăsta rupe oase peste tot. Nu-i dă galben. Intră să-l rupă pe Coman ca să scape de meci ăsta mai greu. A zis că gata, trimite pe Coman. Ia uite. Doamne, cu ambele picioare acolo, nicio treabă. Conduce bine mingea Drăgușin. Nu se lasă. Eu lasă lui Marin. Hagi. Și urcă Borza. Minge spre Borza. Borza îl face în prima fază pe Carvajal, dar n-a avut cum să mai controleze. Din nou Borza. Borza trage cu dreptul. Bravo, bă. Ce tupeu. Prindere miră. Wow, bună. Munteanu. Coman cu strugul heads. Carvajal lovit în mână. Bă, aproape să ia cartonaș la prima fază. Bogă mâna la înaintare ca ultim om. Ești capitanul Spaniei acum, Dani Carvajal. Ia uite. Da, evident, Hens, nu știu ce era în capul lui. Și va executa, nu știm cine, dar e un moment criminal, trebuie să marcăm de data asta. E Marin. Bate Marin, așa se bate gol România. Spania e condusă. Wow, Marin bate bine, gata cu scărițe și alte vrăjeli. Fisul lui Tasu ne pune în avantaj. Petre Marin zâmbind când îl vede pe Răzvan Marin marcând în sferturile europeanului. Cine ar fi zis? Senzațională performanță, România în avantaj. Pedri. Ia uite ce pasează. Olmo, Drăgușin. Ce e cu Radu Drăgușin? N-a avut nimeni leac pentru el. Am cu pas aici cu Andrei Rațiu. Cel obișnuit în Spania. Rațiu, Dumnezeule. Rațiu cu Coman. Centrarea vine. Lenormand, respingi. Olmo, o dă, dar nu pune departe. Boloca câștigă acolo. Coman trece de Dani Carvajal. Munteanu face lovitură de cap. E Pedri. Pedri, Radu, bravo. Hai Rațiu în față. Nu Rațiu, nu, nu Rațiu. Le, ne-am mâncat Rațiu. Ambii fundași dreapta lasă de dorit. E penalti pentru spanioli. Dacă scoate Radu. Da, Rațiu, mai bine o bubuia, nu știu ce e în capul lui. Va executa numărul 11, Jerry Moreno. Mare atacant, Moreno apără Radu, șutul lui Moreno. Unul dintre mari atacanții Spaniei este parat de Radu la lovitura de la 11 metri. Balde, a driblat Balde. Se mizează pe partea lui Rațiu, unde e cam bulevard. Ferran Torres, Ferran Torres, gol. Bulevard mare pe flancul ăla. Și-au dat seama, au atacat pe acolo și direct ne-a înfipt-o Torres. Lenormand, Ferran, blochează Borza, ce frumos. Hagi și Coman, Hagi, hai Yanis, a frânat-o Yanis. Marin. Coman, Doamne, Yanis, de ce nu mi-a dat-o? Nu pot să cred. Balde așteaptă, lăsat acolo, singur. Doamne, nu intră nimeni la el. Morata. Morata dă lovitura. Parcă chiar am fi putut să facem mai mult. E bucuria Spaniei, România mai are câteva minute. Au întors meciul după pauză. Ne scoate Spania. Doamne, și ce frumos am jucat în prima parte.
ce fotbal a jucat România. Este îmbucurător jocul național. A fost un turneu de pomină. A pierdut Norvegia cu Franța 4-1, Croația, Spania, Anglia cu Franța. Doar echipele mari acolo. Cine a luat euro? Asta e întrebarea. Franța, Spania ajunge în finală, bate pe Croația cu 1-0. Egal 1-1 în finală, dar la penaltiuri francezii sunt mai inspirați și e Kylian Mbappé cu marea performanță pentru francezi. Mamă, Joelinton luat de Sevilla, e cel mai tare transfer al lor. Ia uite-i pe Didier Deschamps și Kylian Mbappé, după mondial, au și europeanul. Franța e tare de tot. Aici se cheie acest episod special cu echipa națională. Vom intra în calificările UEFA Champions League cu FCSB data viitoare. Este obiectivul nostru să ajungem în grupe. Poate reușim, ar fi minunat. Dacă v-a plăcut acest episod, uitați de like acolo. Cam atât. Pa, pa!